În această dimineață, polițiștii serviciului rutier Hunedoara au desfășurat o activitate informativ-preventivă pe raza municipiului Deva pentru prevenirea accidentelor de circulație. Ținta predilectă a polițiștilor rutieri a fost reprezentată de șoferițe, care au fost oprite în trafic. Polițiștii au amendat conducătoarele auto, dar sancțiunile au fost aplicate într-un mod aparte. La mulți ani, pe 8 martie, vreau să primiți. La mulți ani, de 8 martie, abordați un comportament preventiv în trafic să nu avem evenimente. Vă urez la mulți ani, de 8 martie, să vă duceți preventiv și să nu aveți evenimente. Pe lângă sfaturile preventive și felicitările și florile oferite de 8 martie doamnelor și domnișoarelor aflate în trafic, polițiștii rutieri le recomandă tuturor participanților la traficul rutier să respecte regulile de circulație și indicațiile agenților de circulație aflați în teren. De 8 martie nu numai este necesar, dar este o atitudine civică să oferim conducătorilor auto să le sfătuim pentru un comportament preventiv în trafic, pentru a nu se produce evenimente rutiere în rând. Pe lângă acest aspect, trebuie să înțeleagă conducătorii auto că toată silința noastră de care o depunem în controlele pe care le efectuăm în trafic, toate au scopul de a reduce numărul evenimentelor rutiere nedorite pentru a ajunge cu bine acasă, la familie și la copii. Totodată, polițiștii hunedoreni urează tuturor doamnelor și domnișoarelor și o primăvară frumoasă, dar și un călduros la mulți ani.